Răzvane, pune Răzvane, tu mâna aici. Auzi, Mara, tocmai ce-am cărat. Pune și tu mâna. Păi tocmai ce-am cărat. Vai, când am auzit-o, mi s-a zbărlit părul în cap. Deci, băi, eu tac, încerc să nu mă mai cer cu ei. Dar dai seama, tac, dar lasă-mă că eu sunt vulcanic, eu sunt berbec. Adică la mine nu trebuie să-mi dai foc de pe multe ori, că o iau razna. Că pune și tu mâna. Băi, ce aveți de țipați? Nici nu-l bag în seamă când țipă. E treaba, asta mai lipsea. Dai seama că țipă și Răzvan, nu e ca și cum era ceva nou. El țipă des. A sunat ca și cum... N-ai văzut că am cărat toate astea de aici? Nu. Dar nu mă interesează ce vezi tu, draga mea. Astea sunt ale lor. Îți dai seama că mi s-a zbălit părul în cap, m-am enervat foarte rău, că nici mai știu ce i-am zis. Că a tăcut din gură, că m-am explodez, că și eu tac, dar și când explodez, să pleci din fața mea, că s-a terminat. Adică, cred că ați și văzut. Băi, zic între patru, nu mă-ți par la nimeni. Nu m-a ridicat tonul la nimeni. Oprește-te. Vreau săptămâna să fie liniște. Nu m-a ridicat tonul la nimeni. Înțelegi? Îți zic la niciun băi Cristi, nu m-a ridicat ton la nimeni. Deci nu e vorba de ridicat ton, sau de calmează-te un pic. Ai văzut că eu... Nici la mine nu m-a ridicat tonul. Nu m-a ridicat tonul acum. Nu m-a ridicat tonul la nimeni. Gata, atâta. Am încheiat aici. Dacă ai zis, am înțeles, am încheiat aici. Nu mă interesează nimic, nu m-a ridicat ton la nimeni. Tu nu înțelegi că nu mă interesează, nu există niciun motiv pe lumea asta să te ceri cu cineva ai ăsta de situație. E atât de prostuț încât insistă numai pe ale lui și nu știu, nu-l scos. Bă, eu când vezi că nu, un om e limitat și efectiv nu înțelege, trebuie să-i dai pace, să te duci mai departe, să vezi ale tale, să te protejezi pe tine cât poți. Contează să fii liniștit. Asta nu este decât provocare. Și a reacționat foarte bine, bravo. Lasă să cadă prost în ochii tuturor. Nu te mai... Efectiv, ignoră total. Este un om care... efectiv trăiește numai din invidie și numai din... Deci se hrănește cu... ce a făcut ăla, de ce adresă la și încearcă să iasă în față prin efectiv agresivitate și de ce nu știu, nu, atâta știe, să fie agresiv și atât. În rest, zero. Ca să scap de energie proastă, discuții inutile și puierile și de tâmpiți pe lângă mine, le eliminam de mult dacă puteam.